Câteva versete. În primul rând, vă spunem bine ați venit în cetatea noastră, la adunarea noastră, la această sfântă sărbătoare, Duminica tuturor Sfinților. Biserica noastră așa a rânduit ca toți Sfinții să aibă și ei o zi în care să fie cinstiți, în care să aducem aminte fiecare dintre noi ce sfinți, ce martiri am avut și avem în biserica noastră ortodoxă, la care suntem și noi chemați ca să le urmăm credința. N-am putea să mulțumim, să nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru profetul vremurilor noastre, pentru Părintele Iosif, cel care ne-a născut din nou prin Evanghelie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care el a spus înapoi la Hristos, înapoi la viața primilor creștini, și iată că prin cuvântul său ne-a dat o lumină și ne-a pus Sfânta Scriptură în mâinile noastre, în casele noastre. Ne-a deschis ochii prin acest profet al vremurilor noastre, Părintele Iosif. Noi cinstim pe toți sfinții din biserica noastră și citim viețile sfinților și ne bucurăm și ne întărim ceea ce vedem cum ei au trăit, câtă dragoste, câtă râvnă ei au avut pentru Cuvântul lui Dumnezeu, au suferit, au chinuit, nu s-au despărțit de dragostea lui Hristos, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? De cazul, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, prigoana, nimic, nici, nimeni nu va fi în stare să le despartă de dragostea lui Hristos. Aceștia au fost sfinții. Noi acum stăm la o masă îmbelșugată. Avem atâtea cântări frumoase ale fratelui Traian Dorz, poezii. Avem cuvintele minunate de foc ale părintelui Iosif. Ne uitam și acum la mormântul fratelui Traian Dorz, acolo unde frații s-au adunat și aduc acolo un cuvânt de mulțumire lui Dumnezeu pentru cântărețul Golgotei. Vedeți ce minunat a lucrat Dumnezeu și la viața noastră și ne-a dus pe noi în această stare de har și de binecuvântare. De aceea nu vreau să mă lungesc, doar vreau să citesc aceste cuvinte de foc, am putea să spunem, ale Sfântului Apostol Pavel, unde ne arată ce credință puternică au avut înaintașii noștri. Căci prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au strâns puterea focului, au scăpat de ascunsul sabie, s-au împuternicit de sabie, s-au făcut tare război, au întors tabele vrăjmașe pe fugă. Unele femei și-au luat pe morții lor înviați, iar alții au fost chinuiți, neprimit izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit bajocoră și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu ferăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pripegit în pei de oaie și în pei de capre, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrenică, au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit păgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Iată, prea iubiții noștri, frații și surori, aceștia au fost sfinții lui Dumnezeu, martirii lui Dumnezeu și calendarul nostru este plin de sfinți care au răbdat, au suferit și s-au păstrat credința, statornicia, așa cum au primit-o de la Sfinții Apostoli. Și noi astăzi n-am vrea decât cu ajutorul lui Dumnezeu să ne păstăm și noi drumul, să păstăm și noi credința și învățătura pe care părinții noștri ne-au adus-o prin scrisul lor sfânt care a rămas și care noi ne folosim. Vedeți, Părintele Iosif, ce este oastea Domnului, sau îndeptarul învățăturii sănătoase, frate Traian acolo așa de frumos, ne pune cuvântul lui Dumnezeu în față, Sfânta Scriptură, să ascultăm, apoi ne pune pe Sfinții Părinți. Vedeți ce frumos Domnul Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt în biserica noastră. Vedeți, este o luptă cu păcatul. Nu este altă luptă decât cu păcatul și cu noi înșine. De aceea,
Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a putut revedea. Și frații și surorile care ne-au călcat pașii în adunarea noastră, Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească El cu răsplătirile Lui cerești. Și frații care vor avea un cuvânt de spus, am vrea să fim mai scurți, 10 minute, 15 minute maxim, pentru ca să ne putem bucura, fraților. Pentru că bucuria noastră este Hristos. Și El trebuie să fie în centrul atenției noastre. Iisus cel răstignit. Aici Părintele Iosif ne-a adus. Priviți la Iisus cel răstignit. Și noi vrem să privim la El. La ranile Lui, la suferința Lui. La ceea ce a făcut Mântuitorul nostru bun pentru mântuirea noastră. El este salvarea noastră. El este mântuirea noastră. El este veșnicia noastră. Și de aceea și noi am venit cu viața noastră, așa cum am fost, așa cum suntem. Am venit la picioarele Domnului. Așa cum ne-am rugat. Am chemat ca Duhul Sfânt să vină să se lășuiască între noi, să ne curățească, să ne sfințească, să ne dea putere, ca în această zi să luăm ceva în inima noastră, în sufletul nostru. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, Cel care a făcut cerul și pământul, marea și tot ceea ce vedem noi, ce ne înconjoară. Este Creatorul nostru, este Dumnezeul nostru și El ne vrea să fim al Lui. Și noi vrem să fim și noi al Lui și vrem să împărățim cu Dânsul și vrem să fim acolo unde este Avram, Isaac și Iacov, acolo unde părinții noștri au luptat, acolo unde Părintele Iosif ne-a îndemnat să căutăm ceea cum ne spune Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. În vremurile acestea, în timpurile acestea, când vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi suntem chemați la împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem așa cum suntem noi, împovărați, cu păcatele noastre, cu răutățile noastre, cu fără de legile noastre. Suntem chemați la cruce. Suntem chemați în fața lui Dumnezeu. De aceea rugăm pe Domnul ca El să vă pună un cuvânt puternic în sufletul și în gura frăților voastre. Ca orice frate care se va ridica să ne vorbim, să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Să ne cheme la pocăință, să ne mustre, pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu. Ne îndeamnă, ne îmbărbătează, ne mustre, pentru ca câteva clipe când vom sta aici, să ne putem bucura în Domnul. Slăviți să fie Domnul! Amin!